Ca urmare a codului portocaliu de caniculă valabil pentru județul Alba în intervalul 3-6 iulie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis ca în municipii și orașe să fie amplasat cel puțin câte un punct de prim ajutor. Decizia a venit în urma videoconferinței cu Ministrul Sănătății Vasile Cepoi, desfășurată la sediul Prefecturii Alba. Pentru combaterea efectelor temperaturilor extreme, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a stabilit ca punctele de prim ajutor să fie amplasate în spații publice vizibil semnalizate. În municipii și orașe va fi înființat cel puțin un punct de prim ajutor unde se distribuie și apă potabilă. În aceste zile în care s-a decretat cod portocaliu, s-au instituit trei puncte de prim ajutor, să spunem, sub formă de corduri, care au fost amplasate cu sprijinul primăriei Alba Iulia și unde putem găsi voluntari ai Crucii Roșii, care distribuie apă, tot așa distribuită de către primăria Alba Iulia. Distribuie apă, iau tensiunea celor care solicită și acordă primul ajutor. În colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, filiala noastră a organizat trei puncte de prim ajutor în centru, în fața la Casa de Cultura Studenților, în Ampoi 3 și în cetate, în apropiere de cinematograful Dacia. Direcția de Sănătate Publică Alba, împreună cu voluntarii noștri, asigură permanența la corturi, iar primăria s-a ocupat de instalarea corturilor și de asigurarea apei potabile. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat în județul Alba doar 3 cazuri de lipotimie. Totuși, pe timpul codului portocaliu, e bine să fim precauți. Recomandările pe care vrem să le reamintim populației și pe care sperăm să le și le însușească și să le respecte sunt acelea de a nu ieși, a se expune în exterior între orele 11, 16, chiar 18 în această perioadă, să se hidrateze pe cât posibil prin consumul de lichide, apă, plată în speță, sucuri naturale, să folosească pe cât se poate o îmbrăcăminte din fibre naturale și de culoare deschisă, să-și acopere extremitățile, bolnavii cronici, să nu uite să-și ia medicamentele. De asemenea, copiii și persoanele în vârstă, în special, este bine să evite cu totul expunerea în aer liber. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a mai solicitat instituțiilor publice să își adapteze programul de lucru astfel încât deplasarea angajaților să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. De asemenea, instituțiile cu atribuții în domeniu trebuie să identifice persoanele aflate în dificultate și a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă și să le comunice Direcției de Sănătate Publică.